Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu acum vreau să fac, mai avem mâncare din ieri, carne și pireu. O să fac numai o scurtă salată, dar acum eu vreau să fac o supă de roșii, că supă nu avem deloc. O să folosesc o ceapă din asta mică, din asta verde. O să o tai, dar prima dată să-mi pun ulei în... puțin ulei. Să tai mărunt. Așa. Dar eu vreau să fac mie tăiței din aia cu pungă. Pun un ou, puțină sare, îl bat puțin, pun o lingură de făină. Și acum vedem cât ne mai trebuie. Am luat un ou cam 35-40 de grame, cam așa. De făină trebuie. Deci mai ne trebuie puțin. Așa, a luat-o, gata. Deci cam așa trebuie să arate. După se prăjește. O să folosesc un cup de legume. Pun puțină boia. Dar asta e opțional. Punem sucul de roșii. Deci am jumate de kilogram de... Da. Așa.
compactăm cu apă. Eu pun cam jumate-jumate. Cam așa pun eu. Acum lăsăm să fiarbă. O să pun cam o lingură de zahăr. Deci eu pun 4 cuburi de zahăr. Punem cubul de vegeta. Să pun 2 frunze de țelină, adică așa cu tot, dar le scot afară. O să revin când fierbe să vă arăt cum pun tăiței înăuntru. Așa. Acum scoatem frunzele. Va fierbe, o fiert bine. Punem o pungă tăiței. Acum, dacă aveți poș, puneți în poș. Eu pun o pungă. Dar nu prea am eu pungi așa bune aici. Da. Sper să mă descurc. Să tai acum. Fac mai scurți. Uitați că mă duc să mă duc poș, că mă enervează. Îmi place pungile astea, că nu ca la noi dunga aia. Așa.
Ce îi facem aici în supă? Acum cât vreți de lungi. Iar cât vreți de groși. Mie îmi place supa de roșii ăștia. Și la ciorbă mai. Imediat suntem gata. Ei sunt gata când se ridică la suprafață. Atunci sunt fierți. Da. Tot. Acum să fie albă, să gust de sare, sare nu mai trebuie, o să pun puțin piper. Și imediat e gata ciorba noastră. Uitați ăsta mare ce l-am pus primul. Eu o să pun puțin țelină deasupra. Ce puneți ce doriți, pătrunjel verde, ce doriți dumneavoastră. Ok, o să revin cu farfuria. Și uitați, așa arată supa noastră de bulion sau supa noastră de roșii, suc de roșii, cu tăiței făcuți cu punga.
Este super delicioasă, frunze de țelină multe. Este super. Stai să vă arăt cum arată așa. Tăiței, i-am făcut mai scurs puțin, că la om așa îi place. Nu așa de lungi. Dar este delicioasă. Foarte bună. Vă mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye!